cel mai important pe care România îl găduiește în anul 2014, în domeniul afacerilor interne. Pentru noi este esențial să acționăm în continuare cu consecvență pentru consolidarea relațiilor de bună vecinătate, a stabilității, securității și cooperării în Europa de Sud-Est. Au trecut 14 ani de la semnarea cartei de la București și putem constata că eforturile noastre nu au rămas fără rezultat. Mecanismele pe care le-am instituit sunt adaptate specificul arealului sud-est european și facilitează apropierea statelor participante la SECP de Uniunea Europeană din perspectiva intereselor și obiectivelor comune. Spre exemplu, președinția română în exercițiu a SECP urmărește sincronizarea eforturilor statelor din Balcanii de Vest și a Republicii Moldova de îndeplinirea standardelor și obiectivelor de aderare europeană cu accent pe capitolele de negociere 23, justiție și drepturi fundamentale, respectiv 24, justiție, libertate, securitate. Aspectele ce țin de garantarea statului de drept și a siguranței propriilor cetățeni trebuie tratate cu prioritate, progresele înregistrate pe acest segment putând imprima ritmul întregului proces de aderare. Considerăm esențială introducerea abordării macro-regionale în cadrul priorităților și politicilor naționale. Este important ca procesul de extindere să constituie în continuare o prioritate pentru Uniunea Europeană în noua configurație instituțională și în contextul geopolitic delicat creat de situația din Ucraina. Evoluțiile din imediata vecinătate a Uniunii Europene arată mai mult ca oricând necesitatea consolidării politicii Uniunii Europene la nivel regional, valorificând importanța incontestabilă a SECP ca pilon de susținere a voinței comune a statelor pe care le reprezentăm, de a dezvolta în acest format multilateral proiecte de cooperare cu influența asupra securității și stabilității în regiune. De la constituirea sa și până în prezent, această structură de cooperare a jucat un rol important în coagularea inițiativelor din regiune, devenind un actor relevant în configurarea viitorului Europei de Sud-Est. În actualul context regional extins, și am în vedere aici și zona Mării Negre, statele din Europa Centrală și de Sud-Est, trebuie să continuă să acționeze cu determinare pentru consolidarea siguranței cetățenilor noștri într-un spațiu comun european al libertății, securității și justiției. Iată de ce avem nevoie de o abordare cuprinzătoare și mai ales foarte eficientă lupta împotriva pericolelor neconvenționale în regiune. Mă refer în mod prioritar la combaterea criminalității organizate, criminalității cibernetice, traficului de persoane și migrației ilegale, traficului de droguri și, în ultimul rând, a corupției. Vă propun să reflectăm asupra oportunităților concrete de a construi pe fundamentul deja existent, concentrându-se pe implementarea măsurilor inițiate de complementaritatea acțiunilor ce vor fi întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate. Riscurile generate de crima organizată la adresa dezvoltării economice și sociale, justiției, democrației și statului de drept constituie, din păcate, o realitate a zilelor noastre. Instrumentul cel mai important în lupta cu acest flagel este promovarea unei guvernări transparente, responsabile și intransigente cu orice formă de manifestare a infracționalității. Domnilor și domnilor, stimați colegi, România a acordat și continuă să acorde o atenție deosebită relațiilor cu statele din regiune, în tratarea problemelor de securitate în arealul sud-est european și în arhitectura Uniunii Europene. Avem exercițiul lucrului comun cu partenerii regionali și europeni. Rezultatele
excelenta colaborare pe care Ministerul Afacerilor Interne din România o are cu fiecare dintre ministerele și instituțiile pe care dumneavoastră le reprezentați. Mesajul nostru este foarte clar. Să consolidăm această colucrare în